Să ascultăm, deci, cuvântul Domnului, cuvântul care îl avem pentru ziua de astăzi, din Iov, capitolul 3, începând cu versetul 20, până la sfârșitul capitolului. De la 30, de la 20 la 26. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce sufere și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinurile îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea îmi pare. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă. Și necazul dă peste mine. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiții mei, frați, surori, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți, iubiți tine, copii, prieteni ai casei lui Dumnezeu, pe toți dorim ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Și aș dori ca cuvântul Domnului să fie prielnic, să fie folositor pentru toți. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu este de așa natură, căci El are valoare pentru toți. Când Avram s-a înfățișat odată în fața fiilor lui Het, ca să cumpere un loc, un loc de mormântare, vroia el acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu căci Avram a cântărit lui Efron și i-a dat 300 de talanți de argint care merge la fiecare negustor. Și eu am remarcat lucrul acesta despre ceea ce avea Avram. Avea o valoare pământească care se putea folosi la orice negustor, în orice comerț. Există valori pământești, vorbesc, există monede care nu sunt valabile decât într-un anumit domeniu. Încă e valabil la noi, în România, leu. Dar nu te poți duce cu el în Ungaria ca să cumperi ceea ce ai de cumpărat sau în Spania. Ci doar în domeniul acela, de acord. Fiecare țări își are valorile ei, domeniile lor. Dar Avram avea o valoare care mergea la orice negustor. Euro merge în toată Uniunea Europeană. Cuvântul lui Dumnezeu este de așa natură că El poate fi folositor la toți, slăvit să fie Domnul. Este o valoare spirituală valabilă la oricine. De aceea doresc în ziua de astăzi cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească pe toate laturile. Și acolo unde este nevoie, acolo să-și facă cuvântul lui Dumnezeu efectul. Și am încredere aceasta. Căci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și cum spunea profetul Isaia în 55, niciun cuvânt nu se întoarce la Domnul fără de rod. Și face el o asemănare și spune, după cum ploaia și zăpada vin de la Domnul și nu se întorc fără de rod, ci udă pământul și îl fac să otrăslească, să dea sămânță sămănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot astea, zice Domnul, cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără de rod și va face voia mea. Amin. Și va împlini planurile mele, glorie Domnului. Am încredere aceasta, am certitudine aceasta, căci ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu se vestește, el nu rămâne fără de rod. Dacă vor fi unii care nu lor
băga în seamă și vor spune cuvântul acesta l-am mai auzit. Se aseamănă cu pământurile acelea despre care vorbea Domnul Iisus, care nu aduc roadă din diferite motive, dar un grăunte tot va cădea într-un loc bun și oricum numele Domnului se va proslăvi, căci cuvântul Domnului se va împlini și își va avea efectul mărit să fie Domnul. Se vorbea și se predica duminicile trecute și așa cum de la frații noștri ați auzit vorbindu-se despre Iov. Iacov, profetul Iacov, vorbește și el și spune, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și în ce sfârșit i-a dat Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Încă de la ceasul de rugăciune, fratele Adi Ilovan amintea aici un cuvânt care spunea din Ezechiel, capitolul 14, despre Noe, Daniel și Iov. Ezechiel 14 cu 14. Și când Domnul a amenințat pe Israel cu fel de fel de lucruri, profetul spune, dacă ar fi în mijlocul vostru Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor din pricina neprihănirii lor. Și mântuirea sufletului înțeleg de aici și se repetă în Ezechiel 14 cuvântul acesta de câteva ori, mântuirea sufletului vine și prin neprihănire. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu neprihănire. Și dacă nu suntem noi destul de neprihăniți, este unul neprihănit care mijlocește pentru noi. Și Domnul să se uite la noi prin jertfa Domnului nostru, Iisus Hristos, care este cu adevărat neprihănit, glorie Domnului. Amin. Câteva întrebări în cazul Iov punea mereu întrebări. Și două dintre ele sunt scrise în cuvântul acesta scurt, care l-am citit în ziua de astăzi și scurtă vreau să fie și predica, pentru că, așa cum dumneavoastră știți, astăzi vom veni după masă la biserică mai devreme și nu vreau să încheiem înainte. Nu vreau să încheiem mai târziu de ora 12 și jumătate. Nu vom sta până la urmă astăzi. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze în ceea ce vom vorbi, să ne dea o inimă, să înțelegem cât mai mult. Am predicat odată aici și chiar era textul și predicam un cuvânt care de acolo a trebuit să citesc din Eclesiastru și în Eclesiastru spune așa: vorbirea își are vremea ei și tăcerea își are vremea ei. Și eram pregătit să predic mai mult. Dar când am văzut că este ora 8 seara și mi-am adus aminte ce am predicat, că am predicat tăcerea își are vremea ei, am predicat 10 minute atunci și am tăcut. Pentru că tăcerea își are vremea ei. Și toate lucrurile își au vremea lor. M-a întrebat fratele Iulian cam cât voi predica în ziua de azi, și însă aproximativ vreo jumătate de oră. Și vreau să mă încadrez aici, dar vreau ca ceea ce învățăm în ziua de astăzi, din puținul care învățăm, să rămână în inimile noastre și să ne fie de folos și spre mântuirea sufletelor noastre. Avem în fața noastră un portret biblic despre care vorbeau profeții, despre care vorbeau apostolii, adeseori, omul Iov. Omul care punea multe întrebări și de două din aceste întrebări pe care le-am citit, vreau să ne ocupăm în ziua de astăzi. Una din întrebări spunea așa: pentru
Ce dă Dumnezeu lumină celui ce sufere și viață celor amărâți în suflet? Este una din întrebări și a doua întrebare care începe tot pentru ce? Versetul 22. Pentru ce dă El lumină omului care nu știe încotro să meargă? Unul. O întrebare și în ziua de astăzi vom primi și răspuns la ea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ce dă Dumnezeu viață sau lumină celui care suferă? Și vom axa așa în câteva cuvinte despre suferință. Pentru ce suferă omul? Pentru ce suferă? Și ne întrebăm și noi, cum se întreba Iov. Pentru ce omul trebuie să sufere? Și el vorbește despre două feluri de suferință în același verset. Suferința în trup și suferința în suflet. Niciuna, nici alta nu-i de dorit. Și mă mir câteodată când aud unii frați că fac câte o rugăciune și eu mă tem să mă rog așa. Când se roagă unii frați și spune, Doamne, pedepsește-mă, lovește-mă Tu cu nuiaua Ta. Unii se roagă așa. Au curajul să se roage. Și noi privim suferință și întristare ca ceva care nu o dorim. Totuși, aș vrea să pornim de la un cuvânt care spune în Petru, capitolul 14, la versetul 15 și 16, un cuvânt care vorbește despre suferință. Câteva feluri de suferință. Sunt 5 feluri de suferință care Petru le scoate în evidență aici. Și spune versetul 15 din 1 Petru, capitolul 4. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Amin. S-ar putea să suferim unele suferințe pentru că noi ni le-am făcut așa să suferim. S-ar putea să vină unele neașteptate, dar vin pentru că așa vin peste toți oamenii. Nimeni să nu sufere ca ucigaș sau ca făcător de rele sau ca hoț. Și mai este o modalitate pentru care suferim și un motiv pentru care suferim. Nu suntem ucigași, nu suntem hoți, nu suntem făcători de rele, dar ne amestecăm în treburile altora. Și de multe ori, pentru alții, trebuie să suferim noi. Doamne, dă-ne lumina și călăuzirea. Dacă suferim, să suferim cu adevărat. Așa cum spune al cincilea motiv pentru care putem să suferim din versetul 16, care spune, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să dea slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Și ne întrebăm acum cu privire la Iov. Pentru ce a suferit Iov? A fost hoț, a fost ucigaș, a făcut rele, s-a amestecat în treburile altora în sens rău, pentru că s-a amestecat în treburile altora, a fost aproape de cel sărman, de cel deslădăjduit, s-a amestecat, dar în sensul bun.
Și atunci, de ce a suferit Iov? Și de ce suferim noi adesea? Aș vrea să vă spun în ziua de astăzi, există o legătură între starea omului, fața omului și comportamentul lui, a omului. Depinde de împrejurările prin care trece și de care are parte. Și omul se poate schimba în unele situații. Lucram săptămâna aceasta, am lucrat câteva zile aici, împreună cu frații și zic, Domnul să-i binecuvinteze pe frații care s-au implicat la amenajarea bisericii, să fie mai frumoasă, mai plăcută. Și unul dintre frații îmi spunea printre altele, lucram și vorbeam. Vorbeam din Cuvântul lui Dumnezeu, doar eram în casa lui Dumnezeu. Și îmi spune unul dintre frați, vorbind despre Iacob. Căci Iacob o sta și el o perioadă străin, cum stăm și noi aici, și apoi a plecat. Și spunea unul dintre frații, dar știi de ce o pleca Iacob? S-a uitat la fața lui la bani și fața lui n-a mai fost aceeași. Iacob s-a uitat la fața lui la bani, acel la bani care l-a primit cu 14 ani înainte, bucuros, că e rudă cu el. Și i-a spus, nu vreau să-mi slujești doar ca un stimpriaș, așa, fără să câștigi nimic. Iată, îți dau plată, iată, așa, așa, ești os din oasele mele, carne din carnea mea, câtă dragoste l-a primit. Și apoi, la bani, își schimbă fața. De multe ori, fețele noastre ne spun cum este inima, cum este starea. Privește în ochi când vorbești cu cineva. Dacă ai ochii deschiși și vei vedea și de pe fața lui, dacă are sinceritate sau nu, dacă e trist sau e bucuros de ceea ce îi spui. Lucrul acesta spune și Biblia și îl întâlnim noi zi de zi cu oamenii care avem de-a face. Iacob s-a uitat la fața lui Laban și a văzut că nu mai este aceeași. Dumnezeu s-a uitat la fața lui Cain și a privit spre fața lui și i-a spus, pentru ce ai fața fost omorâtă? Nu e așa? Căci dacă faci bine, bine vei fi răsplătit. Și dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Doamne, ajută-ne să stăpânim păcatul, nu să ne stăpânească el pe noi. Pe fețele noastre se poate vedea. Și oamenii privesc fața unul altuia și Dumnezeu privește fața lui Cain și Dumnezeu privește fețele noastre și inimile noastre, binecuvântat să fie Domnul. De aceea există legătura aceasta și are motive totdeauna când fața se schimbă. Privea odată împăratul la fața lui Nemia și îl întreabă, pentru ce ai fața tristă? Și totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și așa era. L-a citit pe fața lui. Îl cunoștea altfel. Și chiar el mărturisește și spune, niciodată n-am fost trist înaintea împăratului. Dea Domnul că niciodată să nu fim triști înaintea împăratului nostru, care este Dumnezeu, mărirea Lui. Aleluia. Și totuși câteodată ne întristăm. Și totuși câteodată suferința aduce întristare. Și fețele noastre, și inimile noastre, și stările noastre se schimbă. Există
întristări despre care cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt după voia lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 7, Pavel vorbește cu Corinteni și spune că ceea ce el le-a spus a provocat o întristare, dar o întristare după voia lui Dumnezeu. Și acolo face un lanț scurt, așa, de 3 virtuți. Și spune așa, căci întristarea v-a adus pocăința. Și pocăința aduce mântuire, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Când ești întristat de felul acesta, care aduce pocăință, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când ești întristat ca Nemia, care știa starea poporului și îl durea și să citea pe fața lui, lucrul acesta aduce pocăință. De altfel, cuvântul Domnului spune în Eclesiastru 7:3 căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Știați lucrul acesta? Prin întristarea feței inima se face mai bună. Și acolo spune Eclesiastru mai bine să te întristezi sub forma asta decât râsul celor fără de mine. Aș vrea să facem diferență între suferință și suferință, să facem diferență între întristare și întristare și Dumnezeu să ne dea lumina aceasta și călăuzirea aceasta pentru ca să putem să alegem lucrurile bune. Și dacă totuși câteodată avem o întristare așa, să avem după voia lui Dumnezeu. Și dacă totuși suferim, să suferim după voia lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să trec la două întrebări pe care o punea Iov. Prima întrebare era aceasta. Pentru ce să naști omul ca să sufere? Pentru ce dă Domnul suferință? Și a doua întrebare. Pentru ce este să naște omul sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu îi dă lumină, îi scoate la lumină și totuși spune cuvântul Domnului aici, versetul 23, lasă pe om așa, cum spune versetul, dă lumină omului care nu știe încotro să meargă. Și mă întreb, și ne întrebăm și noi, a creat oare Dumnezeu pe om așa fără de nicio direcție? Și omul nu știe încotro să meargă? Sau are Iov oare greșeli în cuvântările lui? Dacă vreți să știți că a greșit sau nu Iov, în ceea ce a cuvântat, uitați-vă la sfârșitul cărții lui Iov. Unde Domnul cheamă pe cei prieteni ai lui, cât s-au vorbit lui Iov cu cuvântările lor? 4 au vorbit. Au vorbit cei 3 prieteni și la urmă a venit un tânăr. Și a vorbit prin inspirația Duhului Sfânt. Elihu se chema. Și de el n-a spus Domnul să-și ceară iertare și să se roage Iov pentru ca să fie iertat. Pe el a lăsat să vorbească pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Dar despre cei 3 prieteni au spus, a spus Domnul că ce nu-i va ierta Domnul pentru că a avut cuvântări nepotrivite și nu-i va ierta decât dacă Iov se va ruga și va aduce jertfă pentru el. Dar ce a spus Domnul despre Iov? A spus prietenilor lui Iov. Pentru că n-ați vorbit așa de drept.
ca robul meu Iov. Și înțeleg din aceasta că Iov a vorbit drept, chiar și în suferință. Ajută-ne, Doamne, totdeauna să vorbim drept, nu suci, nu dând alte impresii, alte direcții, sau să lăsăm impresia să se înțeleagă altfel, sau să spunem unele vorbe care nu știu ce să înțeleg. Mi-aduc aminte, eram în armată și era mare problemă atunci, căci juca România cu Ungaria și într-un aveam și unul. Și unul din ofițeri, când i-am adunat, a întrebat pe unul Simon din Timișoara, era maghiar. Și l-am întrebat, Simon, tu cu cine ții? Și Simon a răspuns, înțeleg. Dar nimeni n-a înțeles, a răspuns. Și Simon a spus un cuvânt și a spus, cu ai noștri. Ce să înțeleagă de aici? Și de multe ori spunem cuvinte care lăsăm să se înțeleagă, să se deducă. Și de multe ori prietenii lui Iov au vorbit în sensul acesta. Dar Iov a vorbit drept. Iov a rămas un exemplu de răbdare, de vorbire, de neprihănire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, Domnul spune, prin profetul Ezechiel, căci sufletul lui va fi mântuit. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi, cu calități de felul acesta. Nu ne rugăm să ne treacă Domnul prin cel a trecut pe Iov. Dar să ne dea Dumnezeu răbdarea, neprihănirea, înțelepciunea și vorbirea lui Iov. Doamne, dă-ne și nouă. Iov punea întrebarea aceasta. Pentru ce? Pentru ce nu luminează Domnul, nu călăuzește Domnul pe Iov? L-a făcut, i-a dat lumină și lasă fără de călăuzire și mă întreb, chiar lasă Domnul fără de călăuzire? Am venit în Spania și în anul 2004, când am venit, lucram în agricultură. Și lucram în câmp. Și stam pe câmp, așa și priveam la oile care erau pe câmp, la păstorii care le păstoreau. Mă uitam așa cu drag la ele, mi era drag. Și tata a avut oi și pe mine mă trimitea cu oile. Și când mă trimitea cu oile sau îmi făceam turma mare, toți vecini și câteodată le venea rând, le băteam din spate și să meargă la pășune, ducă-se unde se o duce. Dar noi le băteam din spate și mai mult le băteam pe cele care rămâneau în urmă. Așa știam noi să păstorim. Dar în vie, acolo, în Valencia, unde stăteam, când mă uitam, oare ăștia cum păstoresc oile? Și am văzut un cioban, unul singur, nu era mulți ca noi, să le înconjore și să le bată să meargă înainte. Dar niciodată nu era în urma lor, ci el mergea înainte. Mergea pe drum, printre vii și în via care intra el, toate intrau după el. Și mai mirea, ce educate soile astea, oare? Oile este educate, păstorul bun, cine-i bun aici? Cum se duc după el? Și toate intrau, mâncau, se săturau și când el ieșea în drum, toate după el. Încă se grăbeau, se fugă și cele șpiau pe el. Toate fugeau după el și nu le bătea nimeni din urmă. Și-am zis, ce călăuzire! Și Domnul nu a lăsat niciodată poporul său fără de călăuzire. Măcar că Iov spune aici că Domnul i-a dat lumină și omul nu știe încotro să-mi ia. Nici
niciodată Domnul nu și-a lăsat poporul fără călăuză. Și mi-aduc aminte de o cântare care puțin mi-a mai rămas din ea și spunea cântarea aceea: aș fi dorit o călăuză. Aș fi dorit o limpezire, o stea, lumină sau un far, un semn sau o călăuzire, să pot pleca care ea. Dorim și noi lucrul acesta, iubiți frați și surori. Dorim o călăuzire, dorim o stea cum au avut magii, dorim un far, dorim un semn prin care Domnul să ne călăuzească, da, dorim. Și adeseori stăm la răscruci de drumul și nu știm ce să facem și nu știm încotro să o luăm. Și dorim ca Domnul să ne călăuzească. Are Domnul metodele Lui să călăuzească. Și dacă vorbeam despre păstor, avem un păstor care merge înaintea turmei Lui și care vorbește turmei și îi spune și astăzi prin cuvântul Lui: nu te teme, turmă mică, și Tatăl vă dă cu plăcere împărăția binecuvântată să fie Domnul. El este călăuza noastră, El este ghidul nostru, El este steaua, El este farul, El, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și El, e adevărat, a plecat de pe pământ, dar este tot cu noi. Când a plecat, a spus un lucru, pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu rămână niciodată fără de călăuzire. Și a spus: eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. Dar vă voi trimite un alt mântuitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul viacurilor. Și acesta este Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să ne călăuzească, Dumnezeu să ne lumineze și Dumnezeu să facă, să răsară fața Lui peste noi. Și nu uitați, suferința, încercarea, nu-i ceva care nu face parte din viața noastră de creștini. Ea poate fi benefică pentru noi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În așa fel să suferim, în așa fel să răbdăm și în așa fel să ne comportăm, încât pe fețele noastre să se vadă bucuria mântuirii tot timpul, indiferent prin ce împrejurări trecem, indiferent prin ce circunstanțe ale vieții, există totuși o călăuzire, există totuși un motiv pentru care suferim. Și un poet de cântare spunea într-una din cântările sale, cred că era unul dintre poeții noștri care au suferit, mulți dintre poeții noștri au suferit închisoare, nedreptăți, au suferit bătăi, au suferit atâtea lucruri. Și spunea el: suferință taină adâncă, dar al Harului de sus. Numai cei ce trec prin tine semănau cu Iisus.